Asociația Eurodemos a lansat proiectul european Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene. Proiectul Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene, este implementat de Asociația Eurodemos în perioada 15 martie 2018-15 martie 2019. Practic, proiectul răspunde lipse de informare a cetățenilor vis-a-vis de ceea ce înseamnă politica de coeziune, pentru că politica de coeziune vine să facă o serie de investiții în regiunile Uniunii Europene pentru a reduce discrepanțele economice. Proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul politicii de coeziune a Uniunii Europene prin mijloace aplicative complementare de promovare ca modalitate de creștere a sentimentului de apartenență al cetățenilor la comunitatea europeană. Aceste investiții contribuie la creșterea locurilor de muncă, la creștere economică, la dezvoltarea capacității antreprenorilor, la dezvoltarea sistemului educațional, infrastructură. Proiectul cuprinde activități ce vor fi desfășurate în regiunea nord-est a României.